De multe ori mi-am pus întrebarea, de ce mi-este greu să-mi schimb felul cum gândesc și obiceiurile pe care le am? Ce mă oprește din a vedea lucrurile altcumva? Și cred că mulți dintre voi v-ați pus aceeași întrebare. Vreau să vă povestesc o istorisire care pe mine m-a ajutat să văd lucrurile dintr-o altă perspectivă. Un bărbat, în timp ce vizita animalele de la circ, i s-a părut interesant felul cum elefanții erau ținuți acolo. I s-a părut așa bizar cum dita mai animalul, era ținut de o sfoară foarte, foarte subțire și nu încerca să fugă. Când l-a întrebat pe dresorul acestuia de ce reacționează așa, de ce nu încearcă să se elibereze, acesta i-a explicat că puii de elefanți, încă de când sunt mici, sunt legați de o sfoară foarte, foarte groasă și oricât de mult s-ar zbate și ar încerca să se elibereze, ei nu pot să facă acest lucru. Pe măsură ce cresc, elefanții ajung să creadă că acele sfori slabe sunt în continuare destul de puternice ca să îi țină legați, deși ei au puterea să se elibereze în orice moment. Ceea ce îi ține pe ei legați, de fapt, nu erau lanțurile, ci propria lor rațiune, propria gândire. După această istorisire, am ajuns la concluzia că viața noastră este exact la fel ca și falsa credință a elefanților. Suntem la fel de ușor de manipulat ca și ei, în funcție de familia în care ne-am născut și de obiceiurile pe care le avem. Care este funia ta, de exemplu? Pentru unii ar putea fi familia și educația pe care o primesc. Pentru alții sunt prietenii și anturajul în care sunt ei. De când suntem mici, ne sunt repetate aceleași idei din nou și din nou, până când creierul nostru ajunge să accepte acele lucruri ca adevărul, indiferent dacă este așa sau nu. Cu acea convingere adânc fixată în mintea noastră, orice mărime de frânghie este suficient de mare ca să ne țină legați. Doresc doar să ne examinăm pe noi înșine, să ne dăm seama care sunt frânghiile care ne țin legați și să le lăsăm pe Dumnezeu să ne elibereze. Nu acționa ca un elefant!